Cine este Diana Toader, sibianca de la Vocea României? Pe mine mă interesează să cred în ceea ce cânt și să-mi placă. Diana Toader este o tânără sibiancă în vârstă de 26 de ani, pasionată de muzică și mai recent de motoare, care participă în acest sezon al emisiunii televizate Vocea României. După ce i-a impresionat pe cei patru jurați ai emisiunii și ales să meargă mai departe în echipa Irinei Rimes, vom putea urmări evoluția Dianei în emisiunile următoare. Dincolo de imaginea de pe ecran, însă, Tânăr are în spate o poveste despre lupte interioare, decizii importante, legături cu oameni dragi și sprijin necondiționat. Diana povestește cu drag că primele și performanceuri pe care și le amintește au avut loc pe când era la grădiniță. Chiar la sărbările periodice. În sare și o amintire care predomină în mintea ei. La o vârstă fragedă a cântat în piața mare din Sibiu. Ea aveam undeva la cinci ani și era un eveniment organizat de școli. Am mers acolo cu educatoarea mea și colegii mei. Eu cântam, ei dansau alături de mine. Aveam chiar și outfit la fel, își amintește tânăra, pentru care o legătură puternică și strânsă cu părinții ei. Mereu a știut că muzica a fost componenta care a dus armonie în casa în care a copilărit și a crescut. Talentul l-a moștenit de la tatăl ei, care cânta muzică militară la trompetă și pian. Și tata este un om minunat, un om foarte răbdător. Iar prin bucuria lui de a cânta mi-a transmis doar sentimente frumoase referitor la muzică m-a făcut să iubesc muzica într-un mod natural, așa cum o iubește el dacă talentul se moștenește. Categoric îl am de la tatăl meu. Pe mama nu aud cântând prea des, însă susține și se bucură, în rând cu noi, de orice mișcare înspre muzică. Când eram mică, ai mei și cu mine ne prefăceam ca suntem la megastar. Când am pe rând, jurizam pe rând și încercam să imităm jurații de pe atunci, ce aveau personalități aparte și de multe ori ușor de imitat. Era un adevărat spectacol de comedie la noi în casă, povestește Diana pentru turnul sfatului. Fata spune că deși a fost însoțită permanent de muzică. Nu a cântat întotdeauna. Părinții ei au înscris-o la ore de pian când avea cinci ani, dar când a început școala, focusul ei s-a mutat pe învățat. Așa a renunțat la pian și a uitat tot ce a învățat. Cu toate astea, la scurt timp după începerea clasei a doua a decis că trebuie să fac totuși ceva cu muzica. Măcar ca și hobby, iar atunci m-am înscris la Palatul Copiilor la Canto, în clasa domnului Iridon, de altfel un om minunat, care a văzut potențialul meu și brusc m-am trezit toboșar și si vocalist într-o trupă de copii. A fost o perioadă interesantă și am descoperit multe despre mine, mi-ar plăcea să retrăiesc momentele acelea. Am avut și o trupă de liceu care a durat o perioadă și care m-a adus în fața unui public compus din mai mult decât doar părinți. Mai spune Diana, după ce a renunțat, de două ori, la muzică, a intrat într-o formație. Un al doilea zid pus în fața muzicii a fost la terminarea liceului, când a renunțat, a doua oară, la muzică, și începusem să mă consider insuficient de bună și că trebuie să mă concentrez pe studii și că oricum era prea târziu să iau cântatul mai în serios. Lucrul acesta devenise frustrant și derutant pentru mine, așa că, câțiva ani am renunțat la ideea de a cânta. A spart zidul în anul 2018, când a intrat într-o pavioane Nickstand, în deja existentă. Și de atunci nu a mai pus nicio cărămidă în fața cântatului. Își amintește că, inițial, nu voia să înceapă să cânte din nou. Persistau aceleași temeri. Pe atunci tatăl meu fusese contactat de către membrii trupei, îi ceruseră numărul meu de telefon. Și acum țin minte convorbirea telefonică pe care am avut-o cu tata. Încercam să-i explic că nu vreau să cânt și că nu mă simt pregătită. Tatăl meu mi-a zis, hai, nu mai fi găină și mi-a închis telefonul în nas. Cam printre puținele momente din viață când tata s-a răstit la mine aparent, a fost un îndemn pe care l-am executat și care mi-a prins foarte bine, spune Diana. În viața de zi cu zi este corporatistă. Diana lucrează pentru ei, un dialog sibiu și îi place foarte mult ceea ce face. Îmi place așa mult acest job cu tot ceea ce implică el. Încât aș vrea să ies la pensie de aici. Jobul acesta îmi permite să am grijă de mine și mă susține să-mi urmez hobby-urile și iată și căcă și visuri. De curând a descoperit și pasiunea pentru motoare despre care spune că este un sentiment aparte, este o altă terapie pentru mine, un alt mod de deconectare, iar când sunt pe motor, simt că trăiesc viața la maxim și că nimic din jurul meu nu contează. Motocicliștii știu despre ce vorbesc.